Doamna președinte, spuneți, vă rog, care este poziția cecului vis-a-vis de buletinul de vot cu ștampila față, votat, apărut în presă, seara? Comisia Electorală Centrală, din moment în care a aflat despre această informație care a fost utilizată în media, noi ne-am autosesizat, am luat legătura cu președintele Biroului Electoral din Kursk, secție de votare numărul 324. Funcționarii electorali au dezmințit această informație vis-a-vis de buletinul pe care este aplicată deja și ștampila votat. Avem și confirmarea celor spuse de către funcționarii electorali privind faptul că nici măcar sacii diplomatici unde sunt cuprinse toate documentele electorale nu au fost deschise. Noi am sesizat și autoritățile Republicii Moldova competente vis-a-vis de acest subiect. De aceea, cu anumite detalii, noi vom veni și mai târziu, dar la moment putem să constatăm că a fost doar o intimidare adusă procesului electoral în Republica Moldova.